Ne continuăm astăzi studiul despre tot ce ne-a învățat Domnul Isus. Motivul pentru care studiem asta este fiindcă, înainte ca Isus să meargă în cer, le-a spus ucenicilor săi să se ducă în fiecare națiune de pe fața pământului, în Matei 28, cu 19 și 20, să facă ucenici și să învețe fiecare lucru pe care l-a poruncit El. Așadar, noi doar ne străduim să împlinim această mare trimitere, să învățăm pe oameni fiecare lucru pe care l-a poruncit Isus, punând accent în special pe acele lucruri care nu sunt subliniate îndeajuns în creștinism astăzi. Mulți oameni sunt mulțumiți doar cu a avea păcatele iertate și atât. Ei nu-L cunosc pe Isus ca mântuitor al lor, îl cunosc ca iertător. Am vorbit, de exemplu, în ultimele două studii, în despre două păcate, mânia și gândurile sexuale desfrânate. Acestea nu sunt două păcate despre care au să se vorbească mult, fiindcă majoritatea predicatorilor n-au biruință în niciunul din aceste domenii și deci nu pot avea cu niciun chip autoritatea să vorbească împotriva lor. Și chiar dacă vorbesc împotriva lor, nu vor vorbi de ele într-un mod practic în privința felului în care să le biruiești. Așadar, vrem să ne uităm un pic mai mult la aceste păcate, astfel încât nu doar să auzim de ele și să vedem gravitatea lor, ci să înțelegem de asemenea cum să le biruim. Gravitatea lor se vede din faptul că acestea sunt singurele două păcate din predica de pe munte, unde Isus a menționat posibilitatea ca o persoană să meargă în iad, ca rezultat al acestor păcate. Acum, eu aș zice că 99% din creștini nu consideră că mânia e un păcat foarte grav. Cu siguranță ei nu consideră că mânia îi poate duce în iad. Cu alte cuvinte, ei nu cred ce a spus Isus în Matei 5 cu 22. Nu știu ce tip de Biblie au ei, nu știu ce fel de creștini sunt ei, dacă nu cred ce a spus Isus Hristos. Atunci, pe cine credeți? Îi credeți pe psihologi? Ei bine, ei nu vă pot conduce în cer. În același fel, nu cred că 99% din creștini cred că a pofti o femeie cu ochii este destul de grav încât să te ducă în iad. Majoritatea oamenilor nu iau acest lucru în serios deloc. Și aceasta e lucrarea diavolului, că a făcut păcatul un lucru atât de neînsemnat, neimportant. Gândiți-vă la o boală precum SIDA. Oamenilor le e frică chiar și de cancer. SIDA este mult mai rea. Câți dintre voi ați privit SIDA ca pe un lucru foarte neînsemnat, care nu contează? Vă spun cine. Cel care e complet ignorant cu privire la ce poate face SIDA. Unei femei sărace, analfabete dintr-un sat, dacă îi spui că are cancer, nu e tulburată, pentru că nu știe ce e cancerul. Ea nu cunoaște gravitatea cancerului, fiindcă e analfabet. O persoană educată ar fi foarte tulburată dacă doctorul i-ar spune că s-a răspândit cancerul în tot trupul său. De ce e tulburată? că vede pericolul cancerului. În același fel, când ești analfabet spiritual, nu consideri mânia gravă. Când ești analfabet spiritual, nu consideri grav a pofti o femeie. Acesta este un semn al analfabetismului tău spiritual. La fel cum acea femeie analfabetă nu știe cât de grave e cancerul. În același fel, un om care e în mod spiritual educat va lua aceste păcate cu mare seriozitate. N-are nevoie nici chiar de cuvintele lui Dumnezeu să-i spună acest lucru. Știe instinctiv că acestea sunt păcate grave, fiindcă unul îi rănește pe alții, iar celălalt îl rănește pe el însuși. De aceea vrem să ne uităm la acestea mai atent și să ne întrebăm cum putem să le biruim. Amintiți-vă că Isus a zis că e responsabilitatea celor care predică Cuvântul lui Dumnezeu să-i ajute pe toți cei din turma lor, dacă sunt pastori sau dacă sunt învățători, să învețe pe toți cei cărora le predică cum să biruiască în aceste două domenii. Vreau să te întreb, în cazul în care ești predicator, pastor sau învățător, dacă faci lucrul acesta, ai birit tu însuți în aceste două domenii? Și îi înveți pe alți oameni cărora le predici să biruiască în aceste două domenii? Le arăți cum e posibil? Dacă nu, eșuezi în îndatorirea ta. Și eu aș spune că n-ai niciun drept să fii un slujitor al Evangheliei dacă nu înveți pe oameni ce ne-a învățat Isus. Majoritatea creștinilor astăzi predică ce predau psihologii, nu ce ne-a învățat Isus în Biblie. Sunt foarte puține glasuri profetice în creștinism astăzi care țin pe oameni sus la standardele pe care Isus le-a vestit în cuvântul său. Lipsesc cu tristețe. Diavolul a redus la tăcere glasurile profetice în biserică. Și majoritatea oamenilor Gândesc că profeția e doar a prezice viitorul și de obicei a prezice viitorul în legătură cu lucruri materiale. Asta e o înșelăciune. Glasul profetic e cel care îi conduce pe oamenii lui Dumnezeu la pocăința de păcatele care îi distrug. Prosperitatea materială nu este calea către cer, ci eliberarea de păcat e calea către cer. Îngerul când a venit la Iosif în Matei capitolul 1, citim că prima promisiune când deschidem la paginile Noului Testament, prima promisiune în Matei 1 cu 21 este Iisus va mântui, va salva pe poporul lui de păcatele sale. Acesta e înțelesul numelui Iisus. Mulți oameni folosesc numele Iisus și nici măcar nu știu ce înseamnă. Matei 1 cu 21 ne spune că numele Iisus înseamnă Cel care va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Care e diferența între a fi salvați de păcatele noastre și a fi iertați de păcatele noastre? Haideți să luăm aceste două păcate pe care le-am avut în vedere în ultimul nostru studiu, mânia și gândurile sexuale desfrânate. Dacă te mâni într-un mod păcătos și te pocăiești de asta și ceri Domnului să te ierte, El te va ierta. Iar mâine te mâini din nou într-un mod păcătos și ceri Domnului să te ierte. El te va ierta și săptămâna următoare faci același lucru și ceri să te ierti. El te va ierta. La fel e și cu gândurile sexuale desfrânate. Poftești o femeie cu ochii și îți dai seama că e păcat și ceri Domnului să te ierte. El te va ierta. Faci același lucru mâine și ceri să te ierte. Iar El te va ierta. Te duci la internet și te uiți la pornografie. Și ceri Domnului să te ierte, iar El te va ierta. Dar ai fost salvat de aceste păcate? Nu. Ai fost iertat, da. Experiența ta e următoarea. Păcătuiești, îi cer Domnului să te ierte, păcătuiești din nou, îi cer Domnului să te ierte. E un cerc fără sfârșit. Păcătuiești și ceri Domnului să te ierte. Păcătuiești din nou și ceri Domnului să te ierte. Ai fost iertat? Da. Se poate să fi păcătuit de o mie de ori. Toate păcatele sunt iertate. Dar ai fost salvat de păcatul tău? Nu. Fiindcă continui să-l faci ca și cum ieși dintr-o groapă și cazi din nou în grop. Îi cer cuiva să te scoată afară, te scoate, iar mâine cazi iar în grop. Și îi cer cuiva să te scoată și iar cazi înapoi. Când se va sfârși? Isus te iartă. N-ar trebui să fii sincer și să spui, îl cunosc pe Isus ca iertător, dar nu îl cunosc ca salvator. Îl cunosc ca cel ce mi iartă păcatele, dar nu ca cel care mă salvează de păcatele mele. Trebuie să fim sinceri. Dacă nu suntem sinceri cu noi înșine, nu vom ajunge niciodată la plinătatea ceea ce ne promite Biblia. Dumnezeu iubește oamenii sinceri. Vreau să te încurajez să fii sincer înaintea lui Dumnezeu și să-i spui sincer din inima ta, Doamne Iisuse, te cunosc doar ca iertător, nu te cunosc ca salvator. Și dacă ești sincer cu El și spui, Doamne, vreau să te cunosc ca salvator, nu ca cel care doar mă iartă, nu ca cel care continuă să mă ridice din groapa în care cad. Promisiunea ta este că mă vei salva de păcatele mele. Isus nu înseamnă iertător, ci mântuitor. El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Nu, el le va ierta păcatele. Desigur că ne iartă. Mulțumim lui Dumnezeu pentru asta. Niciunul dintre noi n-am putea trăi fără aceasta. Dar El face mai mult decât atât. Ne salvează. Și trebuie să le experimentăm pe amândouă. Mă gândesc la povestea celor doi orbi care au venit odată la Isus în Matei capitolul 9. Citim aici în versetul 27 că doi orbi s-au luat după Isus și au zis, Ai milă de noi! Și Isus i-a întrebat, Ce vreți să vă fac? În pasajul paralel dintr-o altă evanghelie devine clar acest lucru. Ce vreți să vă fac? Iar ei au zis, Vrem să ni se deschidă ochii. Iar apoi le-a pus o întrebare, Matei 9 cu 28. Credeți că pot face lucrul acesta pentru voi? Asta e o întrebare foarte importantă. E o întrebare importantă pe care Domnul ne o pune referitor la orice a promis. E bine când vă aduceți cererea înaintea lui Dumnezeu. Doamne, vreau să mi se deschidă ochii orbi, sau vreau să fiu vindecat de o boală, sau vreau să fiu izbăvit de un anume obicei păcătos, sau Doamne, vreau să obțin o slujbă, vreau să găsesc o locuință. Sunt atâtea lucruri pe care le putem cere lui Dumnezeu și lui pasă de toate nevoile noastre, spirituale și fizice. Însă întrebarea pe care Domnul ne-o va pune după ce am adus o cerere specifică lui Dumnezeu este aceasta. Crezi că eu pot face lucrul acesta pentru tine? El nu te întreabă, crezi că tu poți birui acest păcat? Acesta e un gând foarte liberator. Slavă lui Dumnezeu că Hristos nu ne întreabă, crezi că pot să renunți la acest obicei păcătos? Aș răspunde numai decât, nu, Doamne, nu pot renunța la niciun obicei păcătos. Sunt un așa rob al păcatului, născându-mă ca și copil al lui Adam. Dar cred cu toată inima că Tu mă poți elibera de el. Asta e întrebarea aici. Crezi, zice Domnul, că eu pot face asta pentru Tine? Mulțumim Lui Dumnezeu pentru asta. Isus nu a venit cu vreo învățătură de psihologie, a felului cum trebuie să ne instruim noi înșine sau mintea noastră. Nu a venit să ne învețe yoga, cum să ne controlăm gândurile sau lucruri de genul acesta, cum să biruim mânia cu autocontrolul nou. El te întreabă, crezi că eu pot face asta pentru tine? Fiindcă a spus în Ioan 15 cu 5, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Slavă lui Dumnezeu pentru acest verset. Zic, Doamne, tu însuți ai spus că despărțit de tine nu pot face nimic. Sunt 100% de acord. O ramură nu poate aduce rod dacă nu e în copac. Și orice ramură îi poate spune unui copac, chiar și după ce a fost 50 de ani în acel copac, despărțit de tine, nu pot produce niciun rod. Dar dacă sunt în tine, aproape fără efort produc rod. Credeți că o ramură se zbate? Uitați-vă la un copac, mango. Se zbate acea ramură să producă mango? Nu. Dar dacă tai acea ramură din acel copac, chiar dacă a făcut mango timp de 50 de ani, se oprește imediat din a produce, fiindcă se usucă. Dar câtă vreme e în copac, seva copacului curge din ea și așa se produce mango. Acesta e principiul biruirii păcatului. Și asta trebuie să învățăm pe fiecare om care e ucenic, în fiecare națiune. Dragi prieteni, acest lucru trebuie să-l înțelegeți. Și dacă ești predicator, trebuie să îi faci pe alții să înțeleagă că fără Hristos nu poți birui niciun păcat. Poți birui păcate exterioare, desigur, sunt o mulțime de atei în lume care nu omoară pe nimeni și care nici măcar nu prea fizic. Nu ai nevoie de Isus Hristos ca să menții exteriorul paharului curat, ci doar trebuie să fii un bun fariseu. Există necreștini a căror viață exterioară este foarte dreaptă, care nu-și niciodată și care sunt cinstiți cunosc chiar și atei. Dar când vine vorba de viața interioară, nu mă refer la autocontrol, unde prin yoga și altele ții mânia în interior. Asta nu e izbăvire, e doar ca și cum închizi sticla ferm pentru ca o travă să rămână înăuntru. Tot te distruge. Nu asta oferă Hristos. Asta e puterea yogaului și a autocontrolului. Însă, Hristos oferă izbăvire de mânia din interior. Pot deschide sticla, nu este o travă acolo, nu e mânie. Privește în inima mea și nu e ca și cum cu mare efort încerc să-mi țin gura închisă ca să nu-mi pierd cumpătul. Asta e yoga, nu e izbăvire de mânie. Izbăvirea de mânie este atunci când Hristos ne izbăvește de mânia din inima noastră. E absentă. Dacă te uiți în inimă, nu e mânie. Dacă te uiți în inimă, nu e poftă față de acea femeie. Numai Isus poate face asta. Gândiți-vă la acești orbi care au venit la Isus, și după ce și-au exprimat cererea, Domnul le-a întrebat: Credeți că pot face lucrul acesta pentru voi? Și știți, cu toții avem doi ochi, iar acești orbi nu vedeau cu ambii ochi. Imaginați-vă doar această situație, în care doi orbi, în fiecare caz nu vedeau cu ambii ochi, stau înaintea Domnului și să presupunem că vin unul după altul la Domnul. Iar primului din ei, Domnul îi pune această întrebare. Crezi că îți pot deschide ochii? Nu crezi că îți poți deschide ochii cu puțin exercițiu sau ceva de genul ăsta? Crezi că eu, spune Domnul, pot să-ți deschid ochii orbi? Și primul orb spune, e bine, Doamne, aș fi fericit dacă ai putea să-mi deschizi un singur ochi. E mai mult decât suficient pentru mine. Pot supraviețui pe acest pământ și cred că tu poți face acest lucru. Domnul îi ar răspunde așa cum a zis aici în versetul 29 facă-ți-se după credința ta. Nu după abilitatea mea, zice Domnul, ci după credința ta. Știți că Domnul face pentru noi nu după abilitatea Lui, ci după credința noastră? Dacă nu ai credință pentru ceva, chiar dacă Domnul are abilitatea să facă mai mult decât atât pentru tine, nu vei experimenta tot ce vrea Domnul să facă pentru tine. Vei experimenta doar în măsura nivelului credinței tale. Deci dacă un om zice, eu am credință pentru deschiderea unui singur ochi. Domnul va spune, facă se după credința ta. El va ieși din acea cameră cu un singur ochi deschis, iar celălalt închis. Asta e destul de bine. Ca un orb să aibă chiar și un ochi vindecat este fantastic. Acum celălalt orb vine înăuntru, iar Domnul îi pune aceeași întrebare. Crezi că pot face lucrul acesta pentru tine? Iar el zice, da, Doamne, cred că îmi poți deschide ambii ochi. Ce e imposibil pentru tine? lui se deschid ambii ochi și vine afară și îl întâlnește pe celălalt orb, căruia i s-a deschis doar un ochi. Iar acel om spune, cum de ți s-au deschis ambii ochi? Asta trebuie să fie vreo învățătură falsă. Nu e o învățătură falsă, el doar a avut mai multă credință decât tine. Asta e tot. Deci gândiți-vă la acești doi ochi, ca la iertare de păcate și a fi salvat de păcat. O persoană le primește pe amândouă, alta doar pe una. De deci, ce așa? Fiindcă Dumnezeu a fost părtinitor cu acea persoană? Fiindcă acea persoană era mai bună? Nu. El doar a avut credință pentru ce poate să facă Hristos pentru el. O persoană a avut credință că Hristos poate doar să ierte păcatul. Și a primit asta. Altă persoană nici măcar nu are credință că Hristos îi poate ierta păcatul. Aceasta nu primește nici măcar iertare. Sunt mulți astfel de oameni în lume. Unul are credință că Hristos îi va ierta păcatul. îi primește iertare. Altul are credință ca pentru ambii ochi, că Hristos nu doar îi poate ierta, ci îl poate izbăvi de acel obicei păcătos. El le primește pe amândouă. Și când o persoană le vestește pe amândouă, că Hristos nu doar ne poate ierta, ci ne poate și elibera, oamenii care au experimentat doar iertarea vor numi asta o învățătură falsă, fiindcă nu au experimentat-o ei înșiși. Ei spun că e imposibil. Ei zic că e imposibil pentru o vreo ființă umană să fie eliberați de păcat. Întrebarea nu e dacă e imposibil pentru om. Spui că e imposibil pentru Dumnezeu? Isus a spus că nimic nu e imposibil pentru Dumnezeu. Imposibil pentru om. Sunt de acord pe deplin. Este imposibil pentru un om chiar și să primească iertare de păcate fără puterea lui Dumnezeu. Deci, cu Dumnezeu, nimic nu e imposibil. Așadar, vă rog să vă amintiți asta, că dacă nu experimentați ceva și altcineva experimentează, nu e fiindcă el are vreo învățătură falsă, ci deoarece tu nu crezi la fel de mult ca el. E ca și cum pot folosi o altă ilustrație, dacă ploaia cade în mod egal în afara casei fiecăruia și este deficit de apă în oraș, iar oamenii pun rezervoare afară pentru a colecta apa de ploaie, un om pune un pahar mic în afara casei. Câtă ploaie va primi? Doar un pahar plin. Un alt om pune un bazin uriaș în afara casei. Câtă apă primește el? Un bazin plin. Există vreo diferență între un bazin plin și un pahar plin? Bineînțeles. Omul cu paharul plin spune, cum de-ai primit un bazin plin cu apă? A fost Dumnezeu părtinitor cu tine trimițând mai multă ploaie în fața casei tale? Nu. Aceeași cantitate de apă a căzut în afara casei tale, dar tu ai avut doar un mic pahar afară. Acesta a fost nivelul credinței tale și asta e tot ce ai primit. Primim de la Dumnezeu după măsura credinței noastre. Binecuvântarea lui Dumnezeu este nelimitată. Efesenii 1 cu 3 spune că ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Cu toate binecuvântările Duhului Sfânt pentru a ne elibera de fiecare obicei păcătos, nenorocit, pe care l-am căpătat și l-am moștenit de la Adam, strămoșul nostru. Și vă spun ceva, toți am moștenit aceeași natură rea de la Adam, fiecare om rău din lume are aceeași fire păcătoasă pe care o avem tu și cu mine. Poate circumstanțele și creșterea noastră ne-au oprit de la a face unele din lucrurile rele, teribile, pe care le fac teroriștii. Însă, noi avem aceeași fire și putem fi eliberați de ea numai prin puterea lui Isus Hristos, prin Duhul Sfânt. Deci, e important să ținem minte asta. E important să le explicăm oamenilor, atunci când învățăm tot ce a poruncit Isus, că poruncile Lui pot fi împlinite numai prin puterea Duhului Sfânt, în special în aceste două domenii. Haideți să ne uităm la Matei 5. Ne uităm la mânie și la pofta sexuală. În Vechiul Testament, cum le spunea Domnul oamenilor să birească mânia? Acest verset la care ne-am uitat în ultimul nostru studiu, Efeseni 4, versetul 26, mâniați-vă și nu păcătuiți. Este de fapt citat din Psalmul 4, versetul 4. Dacă vă uitați cu atenție în Biblie, veți observa că citările din Vechiul Testament apar în ghilimele în Noul Testament, în epistole. Și în Psalmul 4, cu 4, spune așa, Cu tremurați-vă, și la marginea Bibliei mele spune, Cu tremurați-vă cu mânie, și nu păcătuiți. Deci aceasta e citarea din Efesim 4 cu 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Poate te cu tremur de mânie, dar să nu păcătuiești. Nu lăsa ca această mânie să devină păcătoasă. Și soluția pentru asta este, du-te și cugetă în inima ta când stai în pat și taci. Și versetul 5, încrede în Domnul. Așadar, soluția Vechiului Testament pentru mânie era că atunci când ești supărat pe cineva, retrage-te de lângă acea persoană, tu te și încuie -te în camera ta, întinde-te în pat și cugetă la Dumnezeu până te liniștești. Și te în Domnul să aibă grijă de acea situație. Asta era tot ce era posibil. Deci, în Vechiul Testament, puteai să-ți controlezi cuvintele care ți ies din gură, oarecum asemănător cu yoga. Dar, în Noul Testament, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, iar roada Duhului este autocontrolul, înfrânare. Astfel încât, din interior, Iisus Hristos ne eliberează de acea mânie. Exact la fel e și cu a pofti cu ochii. În Matei, capitolul 5, el vorbește despre a pofti cu ochii și continuă mai departe să zică, apropo, nimeni din Vechiul Testament nu a putut să biruiască asta. A zecea poruncă, în Exod 20, era singura poruncă pe care nimeni nu putea păzi. Nu știu dacă știți acest lucru. Erau zece porunci. Nouă dintre ele erau exterioare. Citim asta în Exod 20. Primele nouă erau toate exterioare și atât puteau să țină toți. Însă a zecea poruncă era să nu poftești casa aproapelui tău, nevasta aproapelui tău, robului, sau orice aparține aproapelui tău, fica aproapelui tău fiecare femeie care merge pe stradă e fie fica, fie soția aproape lui tău și zice că nu trebuie să o poftești. A fost efectiv scris acolo ca a zecea poruncă și nimeni nu o putea păzi. Nimeni din Vechiul Testament nu putea să păzească această poruncă. Apostolul Pavel spune odată că, cu privire la neprihănirea legii, era fără prihană. În Filipeni 3,6, el spune, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, am fost găsit fără prihană. El a mărturisit înaintea Marelui Preot, în fapte 23, versetul 1, Am viețuit cu toată curăția cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Ce vrea să spună? Că păzea toate poruncile. Dar ce porunci păzea? Doar primele nouă. Fiindcă e îndeajuns de sincer încât să spună în Romani 7, versetul 7 și 8, că atunci când a venit la 10-a poruncă care spune să nu poftești, a descoperit tot felul de pofte în el. A descoperit tot felul de pofte, după bani, după soțiile și vicile altora, după onoare, tot felul de pofte în el și a realizat că nu putea păzi această poruncă. Dar când a venit Duhul Sfânt la ziua cinzecimii și i-a umplut pe oameni, când Apostolul Pavel a fost umplut cu Duhul Sfânt în inima lui, apoi el zice în Romani 8, versetul 2, că legea Duhului Sfânt, care nu înseamnă 10 porunci, ci legea vieții în Iisus Hristos, o viață, aceasta l-a eliberat de această lege a păcatului, care îl făcea să cadă în mânie, în poftă și toate celelalte. Și continuă să spună în versetul 4 că această poruncă neprihănită a legii, adică să nu poftești, este acum împlinită în noi, fiindcă noi nu trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului Sfânt, lucru ce era imposibil sub vechiul legământ. Deci, când Isus a vorbit despre biruirea acestor păcate în Matei 5, el vorbea de ceva care e imposibil pentru om să împlinească fără puterea Duhului Sfânt. Dacă citești Matei 5, 6 și 7, vei descoperi la sfârșitul acestor trei capitole că cea mai importantă întrebare nu a primit răspuns. Care este asta? Doamne, cum să trăiesc această viață? Nici măcar nu e menționat acest lucru în Matei 5, 6 și 7. Matei 5, 6 și 7 ne arată doar standardul de viață pe care Dumnezeu îl așteaptă de la un creștin din nou legământ. Un creștin născut din nou. Dar cum să ajungi la el? Nu e menționat acolo. Atunci, cum vom ști ce o să facem? Eu cred că predica de pe munte, Matei 5, 6, 7, a fost spusă de Hristos doar pentru a crea o dorință în inima noastră pentru această viață. Și dacă o persoană tânjește după această viață, se va duce la Dumnezeu și va spune, Doamne, care e soluția? Iar Domnul va spune, trebuie să fii umplut cu Duhul Sfânt. Trebuie să fii întărit în omul din interior. Există multe experiențe false ale Duhului Sfânt astăzi, care pun accentul doar pe vorbirea în alte limbi, dar această viață interioară liberată de păcat nu e subliniat. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că vorbesc în alte limbi, vorbesc în alte limbi de 35 de ani. Dar umplerea cu Duhul Sfânt a adus ceva mult mai important decât asta în viața mea, eliberarea de păcatul din interior. Acesta este scopul principal al plinătății Duhului Sfânt. Deci haideți să-L căutăm pe Dumnezeu pentru aceasta. Să ne rugăm. Tată Ceresc, în timp ce ne plecăm înaintea ta, recunoaștem că fără puterea Duhului Sfânt, toate acestea vor fi doar teorie. Așadar, vrem să venim înaintea ta și să-ți cerem această putere, astfel încât să o putem experimenta în viața noastră și te slăvim pe tine. Ne rugăm în numele Lui Isus. Amin.